Expoziția obiectelor de la Balcic, care au aparținut reginei Maria, s-a bucurat de o participare ieșită din comun încă de la vernisaj. La castelul Peleș au fost amenajate două camere în care au locuit majestățile sale, ținând cont de toate detaliile locațiilor de la Balcic. Regina Maria a iubit deopotrivă meleagurile românești și litoralul bulgăresc. Înainte de a muri, regina a spus că inima îi va rămâne la Balcic, iar corpul trebuie înhumat în România, la Curtea de Argeș. În aceste zile, vizitatorii castelului Peleș au ocazia de a vedea cutia argintată în care, în mod normal, s-ar afla inima reginei. Din păcate, inima conservată a reginei nu a putut fi adusă la Peleș din diverse motive. Da, sperăm să fie o expoziție de succes. Este o expoziție dintr-o serie mai largă de expoziții dedicate caselor de vis ale reginei Maria. Anul trecut a fost evocat aici castelul Bran. Anul acesta, castelul de la Balcic. Sperăm că anul viitor, Palatul Cotroceni. În cadrul expoziției sunt prezentate mai multe dintre obiectele aflate în camerele locuinței de la Balcic, foarte dragi reginei, vizitatorii putând astfel să simtă măcar o parte din bucuria reginei de a trăi pe malul mării. Deși nu știau prea multe detalii despre acest personaj istoric, atât adulții cât și copiii au fost încântați de cele văzute în cadrul expoziției. Era un mic expoziția a fost foarte interesantă. În special m-au impresionat arhitectonica grădinilor amenajate în caselor de la Balcic și vorba decorațiunile interioare. Mi-a plăcut cel mai tare, mi-a plăcut caseta cu inima reginei Maria. Mi s-a părut foarte interesant tradiția asta de a separa anumite părți din corp și a le îngropa în anumite locuri. Am văzut casele reginei Maria, castelul de la Balcic, inima. Lucruri absolut senzaționale. Nu avem ocazia să le vedem tot timpul. Ce v-a atras atenția în mod deosebit? Reginei sunt deosebite și impresionante. Și icoana și caseta care am văzut-o expusă. Super! Este un lucru extraordinar. O să vă surprindă să vă spun că sunt un angajat al unui alt muzeu, Muzeul Național al Luminii din Alba Iulia. Și atunci am ales să văd o noapte a muzeelor într-o altă locație. Este o expoziție extraordinară, un lucru extraordinar de bine făcut. Felicitările mele de a fi muzeul. Expoziția Casele de Vis ale reginei Maria poate fi vizitată până pe 18 august, iar prețul maxim este de numai 6 lei.